O să cer o audiență la Ministrul Justiției, după ce în prealabil mi-o avizează primul ministru, ca să explică totuși Parlamentul nu-i anexat guvernului. O să am îndrăzneala să fac lucrul ăsta, cât e nepermis de mult. Vă deranjează această Nu asta mă deranjează, se lungește foarte mult discuția despre un subiect care nu mai începe. Și cred că ar trebui să ne ocupăm în mod serios de toate lucrurile care sunt enunțate public și finalizate, într-un fel sau altul. Mai beneficiază Ministrul Justiției de susținere pentru acțiunile? Mai beneficiază Ministrul Justiției de susținere pentru acțiunile sale? Orice, beneficiază de orice susținere în condițiile în care există o coerență și un termen cât de cât realist. Nu poți să beneficiezi de susținere la nesfârșit, adică câteva luni și mai vedem după aia. Luna mai ați anunțat...